Gloria George a reușit scorul competiției 13-0 acasă cu Nera Bogodins din Caraș Severin în prima fază a grupelor regionale din Cupa României la fotbal. Meciul cu echipa din Caraș a fost unul lejer pentru Gloria George, dar partidul următoare cu CSU Turceni, pe care o vor juca în Gorj miercuri 13 iulie de la ora 18, va fi una total diferită. Gabriel Cotoara, antrenorul celor de la George, știe că echipei sale îi va fi de ajuns și un egal pentru a merge mai departe, Turceniul trecând de Bogodins cu doar 4-0, dar este conștient și de valoarea adversarului care sezonul trecut a reușit eventul. Meciul a fost unul destul de ușor, să zic așa. Am încercat să ne atingem obiectivul, să câștigăm o diferență mai mare de 4 goluri, cât au câștigat adversarii ceilalți din grupă, adică cei de la Turceni. Avem acum și opțiunea egalului la următorul joc. Încercăm să mergem acolo și să o ține locul întâi în grupă. Dar va fi greu. Eu zic că totuși CSU Turceni pleacă cu prima șansă. Este o echipă bună. A făcut event, un campionat acolo în județ la ei. Deci noi trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ în primul rând și să încercăm să ne autodepășim la acest joc dacă vrem să jucăm mai departe finala. Dacă Gloria George va obține un rezultat pozitiv la Turceni, va întâlni în faza grupei regionale câștigătoarea celelalte serii din care fac parte reprezentantele județelor Arad, Mehedin și Timiș, favorită la ocuparea primului loc fiind CSM Lugoj. Finala regională se va disputa sâmbătă 16 iulie cu începere de la ora 17:30 pe teren neutru.